fost invitați pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de astăzi, 27 noiembrie, prin dispoziția primarului numărul 211 din 20 noiembrie. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 consilieri locali în funcție. Sunt îndeplinite condițiile pentru ca ședința să se desfășoare în condiții normale. Motiv pentru care rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua! Pentru început o să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Urmează supunerea la vot a suplimentării ordinii de zi cu cele 5 puncte. Cine este pentru? Și acum supunerea la vot în total a ordinii de zi cu cele 6 și cu cele 5 puncte suplimentare. Cine este pentru? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale orașului Moldova. Inițiator Vasi Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor. Aș vrea să-i salut, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a lunii noiembrie 2020. Vă mulțumesc pentru prezență. La punctul acesta cu rectificarea am discutat în comisie și cred că nu sunt probleme. Dacă sunt discuții. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tine, destitante închirieri, inițiator economist Vasi Gheorghe, primarul orașului. Da, aș vrea să transmit un mesaj pentru cei care vor fi beneficiarii acestor locuințe. Imediat după aprobarea pe care sperăm că dumneavoastră ne acordați astăzi, săptămâna viitoare, după 5 zile, asta înseamnă miercuri, joi, săptămâna viitoare, să se prezinte la primărie, pentru că noi vom pregăti contractele. Parcursul este, dumnealor vor semna aceste contracte cu primăria, după care se vor duce să-și facă contracte pentru utilități, pentru curent, pentru gaz, pentru internet, ce mai au dumnealor acolo. Și fac o precizare. Nu vrem ca să umplem aceste clădiri noi de cabluri pe holuri, însemnând că dumnealor o să-și agreze un furnizor de telefonie, de internet, de ce au nevoie, telefonie mai puțin, dar internet, televiziune, și blocul este construit în așa fel încât poate să suporte, are instalația făcută. Adică n-aș vrea să ne trezim pe la geamuri cu tot felul de cablu sau pe casa scării cu tot felul de lucrări inestetice până la urmă. Dacă o să fie nevoie pentru doi furnizori, al doilea furnizor trebuie să-și facă o rețea autorizată pe casa scării, dar încurajăm viitorii proprietari să-și agreze un furnizor, că asta este, piața este plină de furnizori, dar racordul, spre exemplu, se face în subteran la bloc. Nu mai vrem să găsim tot felul de cabluri pe la acoperișul blocurilor. Da? Asta este mesajul meu. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrative teritoriale orașului Moldova la data de 30 septembrie 2020. Inițiator economist Vasi Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, construirea sală sport în orașul Slănic Moldova, școala numărul 2, Cireșoaia, strada Lălelelor numărul 9. Inițiator, economist Vasi Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, sala de sport va fi o sală de sport didactică, identică cu cea de la Slănic Moldova. Compania Națională de Investiții a aprobat
solicitarea noastră și Ministerul Dezvoltării săptămâna trecută a aprobat, este pe lista sinteză, acest obiectiv. Sperăm ca foarte curând să fie și finanțat și copiii din Cireșoaia să aibă și ei un loc în interior unde să-și poată face orele de sport. Punctul 5. Proiect de hotărâre. Da, aveți loc, comisilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzile din orașul Slănic, Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru orașul Slănic, Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea să adaug și aici. Este o muncă de 2 ani de zile, care astăzi se finalizează. Nomenclatorul stradal este conform legii obligatorie pentru orice investiție care se face într-o localitate, inclusiv asfaltarea străzilor, inclusiv utilități. În sensul acesta, am avut o intenție acum aproape un an de zile și la momentul acela nu am avut avizul favorabil. Câteva străzi aveau denumiri cum ar fi intrarea Racoviță și nu au fost de acord, dar la momentul acesta avem avizul și după, sper, acordul dumneavoastră, vom mai avea un punct important realizat, în sensul în care din acest moment putem oricând să luăm avizul pentru asfaltarea străzilor sau pentru alte lucrări edilitare pe aceste străzi. Pentru cei care sunt nu cunosc, între timp a apărut o legislație după 89 vis-a-vis de cum se numerotează și cum se trasează o stradă. Nu mai poți. Noi avem două străzi Nicolae Bălcescu la paralel. Este strada principală Nicolae Bălcescu și mai e o stradă Nicolae Bălcescu care pleacă de la piață și ajunge la pârtie. Nu mai este voie. În acest sens, noi am reglementat toate aspectele și mulțumesc echipei care a lucrat aici și vă mai dau o veste. Deja avem toate străzile din Slănic Moldova cadastrate. În acest sens, suntem pregătiți să facem studiu de fezabilitate care înseamnă baza pentru a le asfalta. Singura problemă pe care o avem la momentul acesta sunt străzile care și la acest moment sunt în proprietatea unor privați. Dumneavoastră cunoașteți aceste probleme, suntem în instanță și sperăm ca foarte curând să le preluăm la noi ca și aceste străzi să poată fi incluse în lista străzilor de modernizare. Mulțumesc. Doamna Buțun. Ce obligații au cetățenii? Ce o să trebuiască să facă dânci dacă se schimbă străzile? Cu actele de identitate? Nu au nicio obligație la acest moment. Nu obligăm pe nimeni. Doar că în 6 luni, maxim un an, noi o să încercăm să le și le denumim acum să apară pe fiecare stradă denumirea străzii și în momentul în care o să vină la schimbarea unui document de identitate, atunci îi se schimbă și dacă actul de identitate își schimbă strada, celelalte acte, un act de casă, un act de pământ, ce face? La momentul la care strada, vă dau un exemplu, locuința dumneavoastră, și a mea. Ca să fie. Suntem pe strada Nicolae Bălcescu. Strada Nicolae Bălcescu începe la Cascada și se termină la pod la Șandru, la Cerdac. Tot strada Nicolae Bălcescu începe la hotelul Racoviță și se termină la Pompier și tot strada Nicolae Bălcescu începe la piață și se termină la pârtie. Atunci, am analizat ce schimbă. Strada aceea se va numi strada Nemirei și toți... Este pe atașament. Aveți niște hărți? Nu, sunt niște hărți. După asta sunt niște hărți, da? Și când Baciu Gheorghe, eu, îmi schimb buletinul, atunci
o să-mi schimb buletinul cu strada Nemirei, dar... Buletinul se schimbă peste 10 ani, de exemplu. 10 ani mergem... Dar noi o să punem, noi o să punem un panou acolo așa, care spune strada Nemirei fostă Nicolae Bălcescu, pentru ca să nu... Ați întâlnit asemenea situații peste tot în țară. Da, am înțeles. Buletinul e ok. Dar cartea de identitate e ok. Dar ce face cu actele de proprietate? Trebuie să schimbe și acolo sau să facă... Nu, puneți un document la actul de proprietate pe care îl dă primăria că strada Nicolae Bălcescu, începând de la 1 ianuarie 2021, se cheamă Nemirei și îl atașați acolo. Și dacă cineva, noi îl semnăm, îl ștampilăm, bun, procedura nu este mâine. Dar dacă acest nomenclator stradal nu este aprobat conform legii, legea spune așa, o stradă începe în punctul A și se termină în punctul B. Nu paralele, nu tot felul, da? Bun, nu obligăm pe nimeni ca mâine să facă acest lucru. Da? Da, este o treabă care se face o dată în viață. Da. Din momentul acesta, acum gândiți-vă că străzile astea au fost moștenite, da? Denumirea de Nicolae Bălcescu este dată din 80 la strada noastră de acolo, da? Nu astăzi l-a schimbat cineva premeditat. Noi trebuie să remediem această situație și să o aducem conform legii ca să fim eligibili să o asfaltăm, să o întreținem, să îi facem ce ne dorim noi acolo. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? O să trecem la punctul 1 de pe lista suplimentară a ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală și sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2020, oraș Slănic, Moldova. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate, mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Fundației Terres Home, Elveția, urmare implementării proiectului reparare teren multifuncțional Cireșoaia. Da, când permiteți, domnul președinte, aș vrea să mulțumesc Fundației Terres Home, care acum 2 ani de zile s-a angajat și Consiliul Local la vremea respectivă a aprobat parteneriatul cu această fundație și avem la momentul acesta obiectivul finalizat, încă este finalizat mai de mult, practic acum aprobăm doar suma de sponsorizare. Concret este vorba de gazonul sintetic de la terenul de sport de la Cireșoaia și echipamentul sportiv de care beneficiază copiii și nu numai copiii, și tinerii care fac sport pe acest teren. Le mulțumesc mult și îi asigur că avem deschidere și pentru alte parteneriate. Da. Aveți o comisie? Favorabil. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea interesului UAT Slănic Moldova, a Consiliului Local al Instituției Primarului Orașului Slănic Moldova. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetii cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și desfășoară activitatea în cadrul unității școlare din oraș. Da, când permiteți, și aici aș vrea să adaug ceva. Naveta cadrelor didactice va fi decontată inclusiv pentru luna octombrie, respectiv suntem la zi. Aș vrea în special să vă spun și cei care urmăresc materialul să știe că suntem pe cale să acordăm și diferența de tablete. Deocamdată mai sunt 83 de tablete, așa cum am vorbit în comisii. Sunt 83 de tablete pe care Inspectoratul Județean Școlar le pune la dispoziție. De fapt, Ministerul Educației și Cercetării, și vor ajunge foarte curând. Noi nu vom reuși până în ianuarie să acordăm diferența de tablete, dar am discutat astăzi în comisie și mă angajez ca imediat după 1 ianuarie, când vom avea posibilitatea, să acordăm și celor
la alți copii, cei care nu s-au încadrat în cazuri sociale sau altceva, în așa fel încât părinții să știe că nu trebuie să-și pună problema să facă o investiție în tablete. Vrem să continuăm să achiziționăm până când toți copiii de la clasa 0 până la clasa 8 au aceste tablete. La momentul acesta, toți copiii de la clasa 5 la clasa 8 au, din august, anul acesta. Și nu diferența... Nu mai scuzați, e vorba de cei de la clasa pregătitoare cu 4. Da. Așa cum ați spus dumneavoastră și mai am discutat și în comisie, mai o diferență de 65 de tablete. Bun. Acum, procedura... Bun. Nu este o problemă de 65 de tablete, este vorba la momentul acesta de suma necesară și de pragul de achiziții care nu poate fi depășit. Respectiv, și consilierii locali vor avea tablete și copiii de la clasa 0 la clasa 4, diferența de 60 și ceva de copii, în, la sfârșitul lunii ianuarie, maxim la începutul lunii februarie, vor fi aceste instrumente la dispoziție. Pentru cei cu de la clasele 1-4 sunt foarte importante tabletele. Sunt importante, dar... Ei atunci... Pornesc. E importantă prezența la școală. Deci s-a înțeles, după sărbători, s-a stătea să... Indiferent dacă acest copil este la școală sau nu, tableta este importantă pentru că el va trece la un nivel de educație mai performant. Și pentru cei de la clasele 1-4. Avem întrebări pe culoarele noastre de comunicare și am vrut să spun acest lucru ca toată lumea să înțeleagă că foarte repede vor fi tablete, să nu se apuce de făcut credit ca să-și cumpere tablete. În sensul acesta am vrut să insist pe procedura, pe înțelegerea situației pe care o avem acum. Deci avem 83 de tablete care vin de la inspectoratul. 82. Avem nevoie de încă 65 de tablete. Vom asigura aceste tablete imediat la începutul anului 2020. Avizul comisiei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către UASTE Slănic Moldova a unor imobile situate în perimetrul izvoarelor de apă minerală terapeutice Slănic Moldova. Da. Aici în luna octombrie am primit documentul prin care Perla, societatea Flora SRL este în faliment. Această societate are niște terenuri. Noi suntem în instanță de 2 ani și jumătate cu accesul pe aceste terenuri și la momentul acesta încă nu este rezoluționată. Dar ne propunem ca în perspectiva în care anul viitor vom obține licența de exploatare a acestor ape minerale, să preluăm la prețuri de evaluare imobile situate în zona izvoarelor, atât de la Flora SRL, cât și de la Perla Moldovei SA. Rugămintea mea este să vă selectați doi consilieri locali, să votați doi consilieri locali care împreună cu mine să facă demersurile, să mergem, să discutăm cu ei, ca să nu fiu eu singur. Și vă rog să luăm în calcul că aceste terenuri ne vor frâna dezvoltarea unitară a izvoarelor, ne vor frâna implementarea licenței de exploatare a apelor minerale și ăsta e obiectivul principal al nostru, să avem exploatarea apelor minerale, să avem condițiile care au existat de-a lungul timpului pentru ca turistul să beneficieze de această resursă importantă și primordială a localității noastre. Avizul comisiei. Ce să propunem? Vreau eu să fac una. Domnul Ciobanu de la Comisia Juridică. Așa. Doamna Buțan. Cine era la domnul Buțan? Mai sunt alte propuneri? Deci, putem la un proiect de referendum cu cei doi propuneri. Vă dăm nominal sau? Dacă nu sunt alte propuneri și așa,
Supunem la proiectul tot de anul. Deci s-a demarat o procedură, se declanșăm procedura de achiziționare acestor terenuri și la, în cadrul procedurii, în cadrul etapelor, din partea Consiliului Local, să participe pe lângă domnul primar, domnul Ciobanu și doamna Buțan. Cine este pentru? Da, și eu mulțumesc, vreau să să vă invit am aprobat? Da, vreau să invit consilierii locali. I-au luat cu școala, am așa. Foarte bine. Vreau să vă invit pe dumneavoastră la depunere de coroane, la evenimentul pe care îl organizăm pe 1 decembrie. Am reușit acolo să, în sfârșit, să scoatem acei arbori seculari și sperăm să amenajăm anul viitor foarte bine cimitirul eroilor. Pentru că nu putem mai mult de 50 de persoane, o să rog consilierii locali, instituțiile să vină și ei o să ne limităm la un număr mai restrâns anul acesta. Dar cu sufletul și cu inima alături de țară, alături de eroii noștri care au luptat pentru ca astăzi România să fie o țară liberă și o țară independentă. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim! Declar ședința încheiată!